Aho, aho, copii și frați, stați puțin și nu scrolați, volumul mai tare îl dați și pe mine mă ascultați. Un alt an s-a încheiat și e timp de analizat. Și în țară și în străinătate a fost un an cu de toate, realizări și tragedii, probleme și bucurii. Mai îndreaptă așa de noi alte atacuri, alt război, probleme cu încălzirea globală, dar și cu inteligența artificială. Și noi facem ce ne place. Ne bucurăm că e pace. Tragedie la 2 mai. Îți faci probleme atunci când ai. Explozii și accidente greve a infecte. Iar ceea ce ne-a pus capac Irinel este sărac, tot cu mintea de copil, dar acum la zi. Dar totuși avem ce spune. Avem și câteva vești mai bune. Economia s-a urnit, inflația s-a mai domolit. Timișoara, capitală culturală, iar Iohannis zboară, zboară, tot cu avion privat, că de aia l-am votat. Iar în anul care vine, nu știu de va fi mai bine, va fi an electoral, ne așteptăm deci la scandal. Iar ne împărțim pe partide, iarăși luptă pe putere, dar la vară orice ar fi, ne unim. Să bem o bere! Eu vă mulțumesc frumos că sunteți aici cu mine, și în anul următor vă doresc numai de bine. La anul și la mulți ani! Ce, tot, tot atâta la mulți ani? Ba, dacă muncești, faci bani, da? Uh, hai să facem -o pe optimiște! La mulți ani, vă pupă, piștii da? uh. La mulți ani, la mulți ani!